Boala Parkinson este o boală degenerativă în care celulele nervoase din creier încep să se deterioreze. Scade nivelul de dopamină din creier, ceea ce duce la o tulburare motorie, în sensul că pacientul devine foarte rigid, nu mai are libertate în mișcare, apare un tremur în repaus și cu timpul rămâne țintuit la pat. În urma cercetărilor s-au descoperit noi medicamente ce pot fi administrate chiar de pacient. Cercetările au adus două medicamente noi pe piață, fie sub formă de apomorfina, să nu înțeleagă telespectatorii, și îmi pare rău că n-am spus-o la celelalte posturi, vă spun dumneavoastră, n-are nicio legătură cu morfina. Apomorfina este un derivat, dar n-are efect opiaceu, deci n-are legătură cu morfina, este un derivat de morfină, dar calitățile lui morfeice nu sunt. Și această apomorfină pacientul și-o poate administra singur, cum își administrează la diabet, sau două medicamente care se implementează prin gel, Duodopa, care are Levodopa și Carbidopa, și un al treilea gel care conține Levodopa, Carbidopa și încă un medicament. Deci Entacapona se cheamă. Deci toate aceste medicamente se introduc printr-o bridă care se face în stomac, o gastrostomă, se pune un aparat ca o pompă și pompa asta bagă în mod continuu gelul acela în stomac. Se evită calea digestivă, deci se duce direct în jejun, se evită calea digestivă unde începe deteriorarea medicamentelor dopaminei luată pe levodopa luată pe peroral. Pentru că apare un fenomen după 2-3 ani la Parkinsonii de evacuare târzie a stomacului. Și atunci medicamentele nu își mai fac efect. Grație acestui nou tratament, pacientului îi se îmbunătățește considerabil calitatea vieții. Mai poate duce o viață normală cel puțin 10-15 ani. De aceea s-a luat hotărârea deschiderii centrului de expertiză a pacientului de Parkinson și la Slatina. Devine un alt om care poate să-și facă activități, poate să-și facă activități nu numai cotidiene, poate să și muncească. Și cred că este un pas bun. Noi, până acum, era apanajul clinicilor universitare. Duodopa este de vreo 4-5 ani în România. Noi nu aveam acces decât eliberam sub prescripție medicală acel gel. Accesul era în clinicile universitare și aveam probleme pentru că foarte mulți pacienți care ajungeau la noi să le prescriem acea substanță care e gratuită, nu mai puteau să ajungă în clinicile universitare, era supraaglomerat, nu mai aveau, cum să spun, nivelul financiar ca să mai facă astfel de efort. Și eu m-am întâlnit cu profesorul Dafin Mureșan și cu profesorul Bogdan Popescu, care sunt în bordul Societății de Neurologie, și am stabilit împreună să facem acest centru de expertiză a pacientului de Parkinson și la Slatina. Centrul de expertiză înseamnă că vom putea pune aici atât tratamentul cu apomorfină și cât și cele două medicamente care se pun pe pompă. Acum sunt într-o perioadă de pregătire. Se vor specializa atât medicii neurologi, cât și gastroenterologul, radiologul și chirurgul în caz de nevoie. Va fi chiar o muncă în echipă de data asta. Deci implementarea acelei gastrostome este apanajul gastroenterologului, nu e al nostru. Noi îl ajutăm cu titrajul substanței, cu dozajul substanței, cu montarea aparatului și cu dozarea medicamentului. Mai departe, la început, este rolul gastroenterologului. Trebuie să precizăm că totul este program gratuit, pacientul nu va plăti nimic, se va face în spital, pentru că nu poți decât într-o sală de operație să montezi acea gastrostomă. N-aș vrea să se sperie pacienții care înțeleg că acea gastrostomă e, vai de mine, e dificil. Nu, este un furtunaj mic care nu produce absolut nicio deranj pacientului. Iar apomorfina, repet, nu are nicio legătură cu morfina. Deci este un derivat de morfină, dar nu are receptorii și nu are efect opiaceu.
Doctorul Diaconescu speră ca bolnavii de Parkinson să aleagă această metodă. Potrivit medicului, acestea sunt metode noi, inovatoare, care contribuie la creșterea calității vieții. Sperăm să convingem cât mai mulți oameni, pentru că trebuie să-și prelungească viața. Până la urmă, Parkinson are norocul că s-au descoperit aceste medicamente și mai pot trăi 10-15 ani bine, decât să stea țintuiți la pat, să fie ajutat să meargă de aparținători sau de diferite dispozitive, să-i hrănească alții și, mă rog, să se deterioreze din punct de vedere biologic. Am fost în Canada la un congres de Parkinson, la Montreal, și acolo, în fața liftului, i-au adus și pacienți la congres, și pacienți de Parkinson. În fața liftului era un pacient cu Parkinson, care nu putea să înainteze, se oprise în fața liftului și făcea pași pe loc și nu putea să înainteze. Atunci a venit altcineva, se blocase complet, era statuie, a venit altcineva și i-a introdus prin cămașe o seringă și i-a băgat doza asta. Acum mulți ani noi nu știam ce i s-a introdus, îi băgase apomorfină. Deci noi ne-am uitat foarte surprinși cei din România, eram cu colegii noștri, era prin 2007-2008 și i-a introdus apomorfina printr-o injecție prin cămașă, nici nu mai a avut nevoie să se facă, când de fapt se face subcutan, și pacientul și-a revenit brusc, a urcat în lift, era normal. A fost o surprindere și pentru noi că ne întrebam ce injecție i-a făcut de a pleca de pe loc. Bine, auzisem de apomorfine, dar nu văzusem direct efectul apomorfine. La această oră sunt sute de pacienți înregistrați și dispensarizați cu această boală la Spitalul Județean de Urgență Slatina, însă medicul avertizează că nu orice tremur al mâinii e neapărat Parkinson.